suntem în postul acesta frumos al bucuriei nașterii Domnului, care este un post așa de frumos, de altfel și potrivit parcă și după timpul așa de iarnă, mai aspru, omul pus așa la intemperiile și este oarecum un ger mai aspru, un vânt, o zăpadă, o greutate oarecum, o asprime al trupului. Dar în același timp este și mai de aceeași rânduieli canonice ne-au lăsat acolo de legare de sâmbătă, duminica, de la 21 noiembrie până la 20 decembrie, dezlegare, în sfârșit, la pește, pentru sâmbătă și duminica. Dar și aceste dezlegări trebuie să le dăm și o explicație. Că dezlegările, frații mei, în viața noastră ortodoxă, sunt pentru oameni slabi. Nu pentru oameni care vor să se ostenească într-adevăr, în îndoiala de post. Și iarăși îndoiala postului, dragul meu, are și multe aspecte. Pot să postesc foarte frumos, să mănânc fasole, să mănânc orice, să iau gustări diferite, să iau zacuse, rafinamentul astea culinar, care a venit peste noi înainte de vreme din Occident. Ei, când ne facem noi acum tot rafinamentul nostru, nu mai știi, nu mai vezi un malai de-al nostru de altă dată, combinat cu bostanul tușesc alb, să mai vezi o plăcintă cu mere și, în sfârșit, cu prunile noastre de altă dată, cu orez, când la începutul postului mama ridica farfurile. Erau niște castroane de lut, strâncinoare noastre și le punea în coș frumos, le ridica în poș, le coborea pe celelalte apostolului. Lingura de lemn și toate, în sfârșit, se făcea la toată lumea. Acum se întreabă de mine, dar copilul meu e mic și nu poți posti. Nu poate posti, dar la dezrăvânie e primul. Mergea mama și îi spune la public, părintele, băi, se postește toată casa. Dar cum se poate? Că fata are 15 ani și nu poate să postească, da? Cine era sâmbătă la discotecă? Mergea mama cu fica. Ei, unii merg, măi, da, nu mă duc și ăla cu fata. Dar la discotecă nu e mică. La post, ei, și iată, cam așa se întâmplă. Și iarăși, bă, mai spun în sucoteală, post, post. De nu interesați de altfel postul ce mănânci. Interesați foarte bine și mult în post. Cum servește această mâncare pe care o ai în față? Că să poți să mănânci de pildă de dulce și să mănânci foarte cumpătat și să mănânci foarte măsurat și să te scoli de la masă cu încă o leacă de gust de a mai mânca ceva. E bine, ceva acesta, dacă noi nu-l mai servim, înseamnă post. Sau am luat masa la 12, la 1, știu eu când, și după aceea, după jumătate oră, sau nici de acum jumătate oră, iar mai iau o linguriță, mai iau o măr, mai iau o castană, mai iau o banană, mai iau un biscuit și tot așa mereu ajungem cum erau pe vremurile caii noștri, aveau în fața oiștii pus un fel de traistă, fie cal, avea traistă, alu și cum stătea o leacă, băga capul în traistă, avea un vâs mereu acolo și îmi dat s-a apucat de ronzeit. E bine, creștinul nostru
Îi dă cu mereu toate zilele și postești. E bine să știți că este anulat complet acest post. Nu mai este. Masa trebuie respectată, trebuie ținută în sfârșit cu multă strictețe și la orele precise pe care le ai și de la o masă la alta, apoi numai el avem de gustat. Că de-abia atunci se însemnează puțină înfrânare. Că în fond postul ce? Este o înfrânare. Ei, acum poți mânca, cum am spus, și în ziua de Paști poți să postești. Că am spus, ia-i și bei un pahar de vin. Ia-i și mănânci două, trei feluri de... Dar, cum spun Sfinții Părinți, din toate câte puțin. Și atunci postești oricând. Și asta e și caracteristica creștinului adevărat, să se găsească mereu într-o stare de veche și luare seamă de sine în toate privințele. Avem Sfântul Nicolae, avem iată... Matus, avem acum vin sărbătorile, aceste sărbători frumoase, în sfârșit, legate de toate, în sfârșit, obiceiile lase frumoase, cu Sfântul Nicolae, în sfârșit, în așa, părinte de darurile lor, că de mult se păstrează obiceiile acestea ale copiilor noștri care să apropie din ce în ce mai mult, anunță și prevestește sărbătoarea mare. De aceea și până la Sfântul Nicolae este parcă așa mai largă viața postului. La noi să știți că postul acesta este cel mai frumos și mai cântărit și mai măsurat. La noi, la români, de pildă, noi suferim două influențe. Este influența creștească și influența slavănească. E bine, românii au tras în sfârșit o învățătură și de la unii și de la alții și a format un drum propriu. E mare lucru și aici, cu bătrânii. Bătrânii, femeile însărcinate. Femeile însărcinate, copii. Bolnavi. Bolnavi. Când merge, în sfârșit, merge părintele la fiecare casă, în sfârșit, pregătește de sfintele sărbători pentru viere, pentru Sfântul Petru, pentru nașterea Domnului, pentru Sfânta Marie, așa. Dar mai sunt și oameni care mai folosesc mijloace este ale bătrâniei și a neputinței, dar să știți că este în dauna lor. Pentru că postul, dragii mei, este recomandat de sus și până jos. Și în lumea duhovnicească, și în lumea de știință, și de la cel mai însușit vlădică la o pincă, și de la studiul cel mai înalt până la aici. Ori recomandă această stare de oarecum odihnă a trupului și a sufletului. Păi eu nu pot posti, că uite, sunt bolnav de ficat, mă doar rinichie, fac cu inima. Dar să știți că pentru post nu există boală. După când nici boală nu există ca să-ți aducă rău post. Nu este, dar este, nu, plecăm de la oarecum, de la de ideea aceasta că suntem bolnavi și că avem toate la îndemână. Știți că dacă chiar vă ne dezleagă pe noi arhiereul sau preotul, dar rămâne fiecare cu conștiința lui și atunci este, mă rog, oarecum îmi primește și cel care dezleagă și cel legat. Spune că îmi spune medicul că nu pot să postesc, nu am voie. Pentru că am bine, dar dacă medicul acesta este un creștin cu adevărat și care știe măsura lucrurilor, apoi știe că nu va spune el să mănânci de dulce, carne
și grăsime în timpul postului la boala care o ai. Dar dacă este un necreștin sau este în sfârșit un om care n-a pus în experiență niciodată nici boala și nici postul, va spune, nu poți să postești, mănânci. Apoi dacă te lași să te mântuiască medicul, e cam în primejdie mântuirea noastră. Să facem după conștiință și după cum îți dictează acest trup, după cum îl deduci, așa cum îl formezi, așa te duci toată viața. Îl pornești înfrânat, stăpânit, îl poți dirija după cum vrei și cum îl convine și îl delega noi. Dar dacă e de la dezlegare, ai făcut o jurătate aceasta, apoi el va merge și te va duce la sfârșit în prăpastie neașteptată și al judecății lui Dumnezeu, nu după cum trebuie să fii, ci după cum ai făcut în viață.